Dosarul abuzurilor comise asupra copiilor dintr-o grădiniță din Bălți a fost clasat din cauza că procurorul a interpretat greșit rapoartele psihologilor, susține Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. Mai exact, dacă rezultatele evaluării arătau că micuții au fost afectați de abuzurile fizice și psihice la care recurgeau frecvent educatoarea și dădaca, omul legii a indicat în ordonanța de clasare a dosarului că nu au fost depistate consecințe ale maltratărilor. În consecință, Procuratura Generală anunță că ordonanța de clasare a dosarului a fost declarată neîntemeiată și a dispus reluarea urmăririi penale. Potrivit reprezentanților Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, constatările și concluziile specialiștilor au fost citate selectiv, fiind interpretate eronat, iar unele enunțuri au fost scoase din context. Evaluarea psihologică realizată de către colegii mei de la Centrul Regional de Asistență Integrată a Copilor Victime Martore a Infracțiunilor Nord, a constatat că în profilul psihocomportamental al copiilor sunt semne specifice urmare a violenței și acele semne precum anxietatea, frica, iritarea, dar și tulburările somnului, perturbarea activității de bază în codul educației, obligația cadrelor didactice de a nu admite tratamente și pedepse degradante sau discriminarea sub orice formă. Contactată de TVO, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale a spus că ordonanța de clasare a fost anulată, astfel că urmărirea penală a fost reluată în cazul abuzurilor comise la grădinița din Bălți. Reiterăm că, din motiv că orice dosar intentat pe fapte de rele tratamente este monitorizat de Procuratura Generală și soluția în cauza penală nominalizată a fost verificată. S-a stabilit că ordonanța de clasare a procesului penal din 27 iulie 2023 este una neîntemeiată, fiind anulată prin ordonanța din 28 august 2023 cu reluarea urmăririi penale. Astfel, urmărirea penală continuă, urmând a fi stabilite toate circumstanțele, inclusiv numirea expertizelor de specialitate. Dosarul respectiv a fost clasat de procurorul de caz la 27 iulie. Acesta și-a motivat decizia prin faptul că nu există un bănuit și nici circumstanțele unei infracțiuni. În același timp, procurorul menționează că în urma evaluării psihologice la care au fost supuși micuții, nu au fost identificați indicatori specifici copiilor victime ale abuzului. În aceeași ordonanță, omul legii menționează că din cauza vârstei mici, copiii nu au înțeles că asupra lor s-a comis o infracțiune. Amintim că în luna martie, două angajate ale unei grădinițe din Bălți au fost acuzate de unii părinți că îi băteau și îi jigneau pe cei mici. Învinuirile au fost însoțite și de o înregistrare audio. Măi, dar cât poți să raci, așa nu vei să dori? Ce după cele întâmplate, dădaca a fost eliberată din funcție, iar educatoarea a fost lăsată să lucreze în continuare. Potrivit legislației, acțiunile de tortură, tratament inuman și degradant se pedepsesc penal cu închisoare de la 3 la 8 ani.